Sau nu trebuie să recunoaștem, s-a scurtat copilăria. Cei mici ajung adolescenți mai devreme, cu 2-3 ani decât până acum. Este concluzia la care au ajuns părinții și concluzia dată de pediatri după ce au observat că pubertatea precoce nu mai este o excepție, ci tinde să devină o regulă. Nu spun numai studiile, ci o arată chiar realitatea. Copiii de astăzi se maturizează prea repede, astfel că vârsta medie a pubertății a scăzut mult comparativ cu ultimii 20 de ani. Fetele ajung, de exemplu, la pubertate și la 7-8 ani. Adulți în miniatură. Fizic, așa pot fi descriși copiii care ajung la pubertate mai devreme decât în mod normal. Fetele din clasa a 6-a și a 7-a sunt mai înalte decât colegele lor din generațiile trecute, iar băieții au deja trăsăturile și timbrul vocal al unui adolescent. Există niște informații, niște neurotransmițători care ce fac? Stimulează prematur organele genitale interne. Astfel că la nici 10 ani multe dintre fete au deja prima menstruație, iar aceste cazuri sunt din ce în ce mai frecvente. În ultima vreme s-au dublat sau chiar s-au triplat cazurile de pubertate precoce. Efectul este unanim recunoscut, însă medicii nu s-au înțeles asupra cauzelor. Unii cred că de vină este faptul că mulți copii sunt supraponderali, iar celulele grase stimulează producerea de estrogen, hormonul responsabil pentru dezvoltarea glandelor sexuale. Alți medici cred că de vină este avalanșa de informații revărsată asupra copiilor. Toate acest bombardament informațional se repercută pe sistemul nervos, în special pe hipotalamus, care își dă drumul la hormoni. La nivel psihic însă nu se produc modificări, iar asta creează alte probleme. Apare o discrepanță între ceea ce se întâmplă biologic și ceea ce se întâmplă psihologic și se creează conflicte interioare. Orice caz de pubertate precoce trebuie investigat, spun doctorii. Se fac teste pentru depistarea tumorilor, a bolilor genetice, dar și pentru depistarea infecțiilor.